Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vom merge din nou după hribe, de data aceasta pe un alt traseu. Sper să și găsim. Înainte de a merge, vreau să vă spun câteva lucruri esențiale. Este foarte bine, în momentul când mergem după ciuperci, să ne încălțăm cu niște ghete cu turiac înalt sau cu o pereche de cizme, astfel încât să evităm mușcăturile de șarpe sau de vipere, în special pentru cei care locuiesc la oraș și se duc după ciuperci și nu cunosc locul, este foarte, foarte bine să vă încălțați cu o încălțăminte cu turiac înalt, astfel încât să evitați mușcăturile de șarpe, acolo unde este cazul. Totodată este bine să aveți la dumneavoastră un spray cu piper din acela pentru urși, este foarte indicat. Acum să mergem, vremea este destul de frumoasă, suflă puțin vântul, se pregătește din nou de ploaie. După aproape 35 de zile de ploaie, zi de zi, acum am reușit în sfârșit să avem o zi totuși călduroasă. Sperăm să găsim și ciuperci, iar la sfârșit, așa cum v-am învățat, să vă fac o tocăniță de hribi de data aceasta pe un sos roșu. Dacă data trecută am făcut cu smântână pe un sos alb, acum vom face un sos roșu. Sper să și găsim. Dragi prieteni, se pare că am văzut ceva. O ciupercă care este foarte bine acoperită de iarbă. Vedeți? Aproape că nu se vede. Multă lume ar trece pe lângă ea, dar este o ciupercă foarte frumoasă de stejar, tânără. Priviți ce frumos! O vom tăia exact la nivelul pământului, astfel încât sămânța să rămână. La anul să facă din nou ciuperci. Vedeți? Ea va face și la anul din nou ciuperci. Prieteni, am mai văzut un hrib de stejar într-o viroagă. Uitați ce viroagă mare, voi coborâ să-l iau. Sper să nu alunec. Uitați? Este chiar lângă un stejar. Priviți! Un hrib frumos. Am mai văzut unul puțin mai jos, sper să reușesc să-l... Dar se pare că este puțin cam bătrân. Da? Un hrib la fel, bătrân. Pe acesta îl vom lăsa la locul lui, nu-l vom lua. Astfel încât să facă și la anul. Din nou un ciupercă, se pare că tot de stejar, da, priviți ce astupată era ascunsă, aproape că era să trec pe lângă prieteni, am găsit o cabană părăsită, sus în pădure, o să ne uităm un pic la ea, aici în urmă cu ceva ani au locuit oameni, în urmă cu foarte mulți ani, aici a locuit o familie de oameni, acum din păcate este abandonată. Dragi prieteni, aici avem pe acest copac o ciupercă care se numește iască. Este o ciupercă care este folosită des de apicultori. Ea se pune la uscat, după care o folosesc apicultorii atunci când în acel aparat al lor în care afum albinele. Dragi prieteni, suntem la sfârșitul căutării de ciuperci. Ne-am oprit să mâncăm puțin, să facem un mic foculeț de tabără, să prăjim un pic niște cârnați, un pic de slană.
Thank you.